Termocentralele Hunedoare, Nemintia și Paroșene au rămas fără gaz și nu mai pot funcționa, iar asta înseamnă că angajații din sistemul energetic ar putea să nu-și ia salariile. Sindicaliștii din Valea Jiului sunt în alertă după ce luni seară societatea care transportă gazul metan a oprit furnizarea acestuia către Mintia și asta în condițiile unor datorii. Totuși, sindicatele susțin că acest inconvenient s-ar fi putut rezolva amiabil, pentru că ambele societăți sunt în subordinea aceluiași minister. Paroșeniul nu funcționa, iar Mintia funcționa în sistemul energetic. Întrerupere realizată de către furnizorul de gaz, Transgaz, furnizor de gaz care se află în subordinea Ministerului Energiei, furnizor de gaz la care noi avem o datorie de aproximativ 1,6 milioane de lei. Deocamdată termocentrala de la Mintia funcționează fără gaz, însă cu un pericol destul de mare pentru securitatea instalațiilor energetice din acea zonă. Desigur, dacă nu se rezolvă această problemă în astăzi sau cel târziu mâine, există riscul opririi celor două termocentrale și de aici riscul de a nu realiza veniturile necesare desfășurării activității și asigurării drepturilor din contractul colectiv de muncă. Despre situația de la Mintia și Paroșene au fost informați ministrul secretar de stat Doru Vișan, ministrul Anton Anton de la Energie și vicepremierul Viorel Ștefan, iar Cosmin Chiuzan, cel care îl înlocuiește pe directorul ceh Viorel Stancu, plecat în Statele Unite ale Americii, a plecat la Mediaș pentru a remedia problema. În această săptămână, mai precis în data de 17 aprilie, s-au împlinit 12 ani de când s-a închis mina Alinoasa. Nimeni nu s-a gândit la vreo manifestare legată de acest moment, iar mărturie stau coroanele îngălbenite de vreme, așezate lângă troița ce străjuiește vagonetul în care s-a scos ultima tonă de huilă. Orașul, primul care a fost în insolvență din România, este acum ceva mai bine. Însă depinde pe cine întrebi. Oamenii locului sunt triști și spun că mina ar mai fi avut zăcăminte de exploatat, în timp ce edilii văd o mică luminiță la capătul acestui tunel în care au stat. La birtul de lângă drumul ce duce spre mină, am găsit trei mineri, fiecare cu gândul la ce au lăsat sub pământ, atunci când au plecat de la mină. Sunt oameni simpli pe care declinul economic al zonei i-a înfrânt. Ieri s-au împlinit 12 ani de când s-a închis mina Alinoasa. Ce părere aveți? Părere rea. Nu trebuia să închidă mina Alinoasa. De aici unde? Aici. Pe ce vă bazați? Cât am lucrat eu aici. Eu am lucrat la mina aici 18 ani, 7 luni și 14 zile. Vă spun eu sincer. Ce s-a ales de orașul ăsta fără mina? Paragină. Eu vă spun sincer. N-ar mai fi avut zăcământ ca să nu se închidă? Vai de mine, încă 50 de ani. Este bun, este lentila, este lentila la piscu, vai de capul meu cât cărbune acolo. Este cărbune în fostul sector 3, în lentila vestică, în fostul sector 4, este cărbune și, cărbune cum îl scoți afară, e ca oglindă așa de foarte bună. Acum le place la oameni să cumpere din Germania cărbune, nu mai lucră cărbunele nostru, cumpără din Germania, la o bani. Ce s-a ales de oraș? Foarte paragină, o paragină, numai barul, numai așa, nu nimic. Tot tineretul a plecat dincolo. Practic n-aveți unde lucra aici. Nu, uite, uitați, eu nu am unde să lucru, că nu este de lucru. Nu este de lucru. Tot tineretul a plecat dincolo. Aici nu mai sunt numai, mai erau numai bătrâni și copii. Tot tineretul a plecat dincolo, că n-au mai avut de lucru. Aici am lucrat 10 ani, la inima noastră. Cărbune a fost. Și este. Este, dar i-a căsat în coperiș. Da, păi în coperiș, cu cur. Cum a fost după închiderea minei? Cum a... N-a fost nimic. Unde să lucre? N-ai unde să lucre. Unde să lucre? Mai merg cu ziua la Mumuran. Din ce trăiți aici? Păi, mai merg cu ziua la unul, la altul, mai săp o grădină, un... Și asta e
Asta e. Orașul a fost în insolvență și abia s-a redresat, însă acum primarul Nicolae Dunca a spus că a dat pentru prima dată vouchere de vacanță bugetarilor săi. Nu a fost ușor. A asfaltat mai multe străzi și, așa cum a afirmat viceprimarul Ioan Sfia, este primul an în care tot orașul are trasaj cu vopsea pe mijlocul străzii. Mina însă a fost inima localității. Fără ea, de 12 ani, lucrurile au mers foarte greu. Eu zic că a traversat o perioadă dificilă imediat după închiderea minei Alinoasa, pentru că mina Alinoasa practic susținea toată activitatea economică socială a orașului. A fost o perioadă dificilă de care nu ne aducem aminte cu plăcere, dar începând din 2012 lucrurile s-au schimbat în bine, drept dovadă că am și ieșit din insolvență. Orașul a început să-și revină, probabil că ați văzut imaginea de ansamblu, este una plăcută acum. Este plăcut ca o asfalt, dar oamenii îmbătrâniți prea repede de griji, fără dinți în gură și cu zâmbete triste, nu mai cred în minuni. Totuși, edilii privesc viitorul cu optimism, de altfel îi numără ușor pe cei rămași. Mai avem și cei care lucrează pe la minele din Valea Jiului, la diversi agenți comerciali, cam în toată Valea Jiului, o parte sunt plecați în străinătate. Mina ar fi putut să devină muzeu, dar planul a fost unul prost și asta a dus spre declinul orașului, care s-a împrumutat mai mult decât a putut duce. Acum sunt vreo 4600 de oameni în oraș, iar dintre ei vreo 60 sunt asistați social. De peste 10 ani, copiii din zona centrală a orașului, care între timp au devenit adolescenți, așteaptă momentul în care grădinița Igheduca să fie deschisă. Evenimentul s-ar putea produce în acest an, însă deocamdată nu se știe dacă clădirea va fi gata până când începe noul an școlar la toamnă. Totuși, edilii sunt de această dată mult mai optimiști. Grădinița de lângă școala Igheduca continuă lucrările, sperăm să, de data aceasta să și finalizăm această lucrare și să putem să o punem în funcție. În toamnă? Da, sperăm în toamnă, nu știu dacă vom reuși, însă sigur termenul este până la sfârșitul anului. Miliarde de lei vechi s-au cheltuit pentru construcția grădiniței de lângă sediul primăriei din Petroșani, iar acum este prima dată când se fac pași spre finalizarea construcției. Administrația locală de la Petroșani a reușit să atribuie la finele anului trecut licitația pentru grădinița de la Igheduca și s-a ajuns astfel la cel de-al treilea constructor și cea de-a treia licitație. Aceasta a fost adjudecată de BRT Trust SRL, iar contractul are o valoare de aproximativ 1.155.000 de lei. Această clădire însă se tot construiește de mai bine de 10 ani lângă școala Igheduca din Petroșani, iar primul care a câștigat licitația a fost omul de afaceri Alin Simotan anul 2007, când a încasat aproximativ 1,2 milioane de lei. Ulterior a fost organizată o altă licitație, în urma căreia câștigător a fost un alt constructor ce gestiona societatea Max Asalt, condusă de Edmund Tecar. Însă la scurt timp firma a intrat în faliment. Vineri, începând cu ora 9 dimineața, șomerii sunt așteptați la o bursă primăverii, prima care ar trebui să adune angajatorii și cei care își caută de lucru. Asta mai ales că vremea este bună și ar trebui să înceapă lucrările în construcții. La agenția din Petroșani, însă, unde sunt așteptați câteva mii de oameni ce își caută de lucru, sunt câțiva angajatori cu oferte, atât pentru cei calificați, cât și pentru cei ce nu au calificări. Este o bursă a locurilor de muncă organizată la nivel național, deci în toată țara, iar șomerii sunt așteptați la agenție. Avem angajatori care vin și vin pentru ei și le oferă posibilitatea de a ocupa un loc de muncă. Până în momentul de față avem 5 angajatori care și-au confirmat prezența. Vine în fabrica de biciclete de la Deva, unde caută, deci nu e obligatoriu să ai calificare, ci voință de lucru. Avem locuri de muncă în construcții, nu știm dacă firma va fi reprezentată sau nu, dar are 10 locuri de muncă în construcții pentru meseriași, nu munci necalificate. Avem locuri de muncă în comerț, avem locuri de muncă pentru muncitori necalificați, noutate la o societate care se ocupă de cai, caută îngrijitori, deci pe oameni la care le place munca cu animalele sunt așteptați, vânzători, lucrători în bucătărie. În acest moment, numai în Valea Jiului sunt peste 2000 de șomeri indemnizați, iar participarea la bursa de vineri ar trebui să fie numeroasă. Porțile ale OFM din Petroșani se deschid la ora 9.